Astăzi, 29 ianuarie, sărbătorim Ziua Internațională a Automobilului. Primul autovehicul a fost construit de inginerul german Carl Benz în anul 1885, iar astăzi șoferii spun că mașina este un lucru fără de care viața nu ar mai fi la fel de confortabilă. Vă puteți imagina câteva momente viața fără autoturism? Nu prea cred. Astăzi, 29 ianuarie, sărbătorim Ziua Internațională a Autoturismului, poate una dintre cele mai importante realizări din lume. Nu o să vezi cât timp aveți permis. Eu am permis din 1970. Eu am lucrat pe mașină 30 de ani și după aia am ieșit la pensie. Da, și... Deci mașina e un strict necesar, care nu e învățat sau nu știu ce, merge, zice, cu autobuz, zice, dar în momentul când eu am fost învățat, am mașină, acum am mai luat, am cumpărat o mașină și am matriculat-o și vreau să iau numere negre. Deci, crezi că a fost o invenție bună? Eu cred că da. V-ați imagina viața fără mașină? Nu, în niciun caz. Pentru că mașina e necesară toată ziua. Să mergi la cumpărături, să mergi în concediu, să mergi unde ai nevoie. Și e foarte importantă mașina în viața omului. Dumneavoastră, de cât timp aveți permis? Păi, din 1984 am făcut liceu auto și sunt profesionist de atunci. Am toate gradele, am lucrat și pe tir, pe toate mașinile, macarale chiar. Deci fără mașini și utilaje și astea nu se poate concepe viața. Primul autoturism a fost construit de inginerul german Carl Benz în anul 1885. Era un vehicul propulsat cu un motor cu explozie în patru timpi alimentat cu benzină. Automobilul demara greu, scotea un zgomot infernal și un nor de fum gros și urât. Pentru a porni, motorul trebuia încălzit mai întâi cu apă fierbinte, iar apoi, în timp ce șoferul manevra pornirea, vehiculul trebuia împins până când pistoanele ajungeau să funcționeze singure. Marea performanță a autoturismului era viteza, pe drumul drept atingea 16 km pe oră. În acest moment, mașina face parte din traiul nostru de zi cu zi și puțin dintre noi ne putem imagina viața fără ea.